Iar în anul 2019 preconizăm o producție de 13.000 de pompoare pe zi. Pompoarele inteligente produse la Ploiești au destinație țări din Uniunea Europeană, printre care și România. În prezent, suntem foarte aproape de a finaliza o nouă hală productivă de circa 1500 de metri pătrați în Ploiești Industrial Park, în colaborare cu compania sudcoreană Nuitec Europe, producătoare de fine de polipropilenă metalizat. Acest produs inedit, numit fine de polipropilenă metalizat, destinat producerii condensatorilor, utilizează instalații tehnologice avansate, nefiind până în prezent produs de nicio companie în România. Prin această nouă investiție, Ducati și Nuitec își propun crearea de noi locuri de muncă, atât de necesare și importante economiei naționale. Fabrica din Ploiești nu am vizitat-o, cea din Bușteni o cunosc foarte bine, că am fost de foarte multe ori. Sigur, atunci când din orașul Bușteni pleacă către toate continentele lumei acești condensatori sau tot ceea ce produce Ducati Energie astăzi, ne mândrim și atunci când auzim că se vorbește de orașul Bușteni, numai de turism, iată că astăzi se vorbește și de o industrie a condensatorilor și trebuie să îi felicităm, să îi susținem în continuare, să fim alături de Ducati Energia România și să îi felicităm în continuare și le urăm mult succes. Am să încep cu orașul meu de suflet, orașul Bușteni, pentru că așa e normal. Prima dată pasul Ducati l-a pus în orașul Bușteni. Și pot să vă spun că mă număr printre inițiatori. Sunt impresionată de prezentarea pe care dumneavoastră ne-ați făcut-o. E adevărat că nu știam atât de multe despre compania dumneavoastră și sunt lucruri foarte interesante pe care le-am aflat astăzi. Iscea prefectului Prahova salută întotdeauna atunci când Prahova vin investitori. Fie că vorbim despre investiții românești, fie străine, sunt mai mult decât binevenite. Este un moment deosebit. Adevărul este că nici eu nu cunoșteam foarte bine activitatea Ducati România. Îl cunoșteam pe domnul Bogdan Avram din alte situații, din alte circunstanțe. Și este impresionant faptul că de atâta timp în Bușteni există această fabrică care consider că a ajutat localitatea Bușteni și avem aici atât fostul primar, cât și actualul primar, în semn de respect pentru activitatea desfășurată de dumneavoastră în localitate, aveți 350 de angajați și nu pot decât să mă bucur că ați ales a doua investiție să o aveți aici în Parcul Industrial Ploiești.